Astăzi există proceduri în serviciile orele prin fixarea corzilor vocale în poziții, să zicem, normale, în poziție normală, operație care se face cu tehnica laser și care se cheamă pexie, fixarea corzilor vocale în poziție normală. Vocea pacientului este ușor diferită de cea care a fost înainte, dar respirația este normală și, de fapt, asta este chestiunea cea mai periculoasă care se poate întâmpla în cazul când faci leziuni de ambi nervi recurenți. Acum, să vă spun o chestiune din sute de intervenții chirurgicale pe care le-am făcut în decursul anilor în zonă, zona aceasta fiind o zonă gușogenă, e multă patologie la tiroidei în Brașov și în jurul Brașovului, n-am pățit o asemenea chestiune. Mai mult decât atât, ce am văzut în clinicile unde am umblat, atât în timpul specializării cât și după, n-am întâlnit o asemenea chestiune, numai că este citată, este posibilă, dar foarte, foarte puțin probabilă. Foarte puțin probabilă, dar pacientul trebuie să știe chestia asta, că se poate întâmpla. La noi, intervențiile pe glanda tiroidă se fac în situații dificile, pentru că pacientul ajunge târziu la chirurg, din frică, din cunoștința inexplicată pentru el a acestor incidente și e celebră întrebarea pe care toți pacienții ți-o pun, dar după operație mai vorbesc. Da. Și după ce o să terminăm înregistrarea, să vă spun și glume pe chestia asta, așa, mai vorbesc și atunci pacientul întârzie și atunci, mai ales în patologia nodulară, nodulul crește, hipertrofia glandei este din ce în ce mai mare și, fiind în vecinătatea tractului respirator, produce dificultăți în respirație, dar și de înghițire. Pentru că în spatele traheei avem esofagul și esofagul are și el raport de vecinătate cu această glandă, care crește în mod excesiv. Și când apar aceste, abia când apar aceste dificultăți, pacientul vine și se adresează chirurgului. Deci noi operăm tiroidă de volum mare. Cu cât este mai mare, cu atât este mai dificil. Și spre deosebire de străinătate, că și în străinătate, în vest în special, unde există regiuni gușogene, dacă să înțeleagă cel care citește ceea ce spun eu acum, dacă acolo se operează un nodul de un centimetru diametru sau sub un centimetru diametru, la noi vin pacienți cu glandă tiroidă de 250 de grame, de 300 de grame, de atât timp cât glanda tiroidă cu totul înseamnă câteva grame. Deci cazuri foarte grave. Cazuri dificile, să zicem, nu foarte grave, dificile. Și foarte rar mai sunt pacienți care vin atunci când îi deranjează partea cosmetică. Când apare la gât, paciente mai ales, apare la gât o umflătură și e urât. Toată lumea se uită. Asta mai vezi și la unele comentatoare de televiziune care neglijează chestia asta sau care de frică operației încearcă alte tratamente care, să zicem, mențin tiroida în niște limite acceptabile. Cum se realizează aceste intervenții chirurgicale? Există și posibilitatea de a o efectua prin abort laparoscopic sau? Există. Deocamdată nu la noi.
Ca orice operație laparoscopică, este incorrect spus la gușe, la tiroida, bord laparoscopic, cu echipamentul de laparoscopie se face și cu niște scule mai deosebite, mai mici. La noi deocamdată e mai greu de făcut, nu avem încă, poate să zic, se face sporadic pe aici pe acolo, nu am cunoștință însă. Când spuneți la noi, vă referiți? La noi mă refer la România, la nivel de întreaga țară. Dar aceste intervenții se fac pe niște tiroide quasi-normale. Cum v-am spus, un nodul de sub un centimetru sau o paratiroidă, o glandă care este lipită de tiroidă, care se poate scoate, care este foarte mică, care se poate scoate cu un asemenea echipament. La gușile pe care le operăm noi, vorbesc de gușe pentru că asta este termenul chiar și medical, hipertrofiile de tiroidă, indiferent că sunt nodulare sau că sunt parenchimatoase, deci sunt generale, pacienții vin, cum am spus, cu forme avansate de boală și atunci nu mai merge cu să zicem, echipamentul de laparoscopie, de celioscopie. Laparoscopie înseamnă vedenia în burtă. Laparo înseamnă abdomen, perete abdominal și scopie, sau celio, cavitate peritoneală și scopie. Dar același echipament, doar că sunt alte instrumente. Totdeauna pacientele în special au pretenția să rămână cu o cicatrice aproape invizibilă și ne străduim să facem ceea ce este posibil. Da. Se fac niște suturi speciale și dacă pacienta, vorbesc de pacientă pentru că aici este pretenția mai mare, dacă pacienta nu are niște afecțiuni ale pielii care să împiedice o cicatrizare cum ne așteptăm, adică să rămână un firișor care să nu-l poți deosebi de pliul, să zicem, pielii din regiunea gâtului, atunci nu se vede nimic. În câteva luni de zile dispare și totul reintră normal. Alminteri, intervenția chirurgicală, sigur, este pentru cei care nu cunosc un pic de speriat, adică se traduce foarte clar, îmi taie gâtul. Deci mă duc să-mi taie gâtul ca să-mi scoată glanda. E, când spune să-mi taie gâtul, la ce te poți gândi? La obținerea produselor de bucătărie prin tăierea gâtului. Da, este un sentiment firesc în fond și la urma urmei, numai înainte de intervenția chirurgicală, chirurgul, medicul trebuie să explice pacientului ce se întâmplă. Încă o dată, există un accept pe care trebuie să-l capezi de la pacient și acest accept trebuie să fie informal, adică pacientul trebuie să știe exact ce îi se întâmplă. Și atunci să scrie acolo, în cunoștință de cauză, sunt de acord să-mi fie operat. Ce tip de anestezie se impune pentru acest? La ora actuală nu se mai folosește decât anestezia generală. Altădată, eu am mai apucat și am practicat tiroidectomie cu anestezie locală. Aici trebuie să și spunem de ce locală. Pentru că în timpul operației pacientul este conștient, nu simte pentru că este bine anesteziat în zona gâtului și poate să discute cu chirurgul. Și chirurgul pune din când în când, când ajunge în zonele mai sensibile, să spună Ana. Dacă pacientul spune Ana, înseamnă că nervii recurenți, nervii care merg la corzile vocale, sunt întregi. Și este celebră chestia, spune Ana. Și de acolo se aude de sub cearceap, Ana! Pacientul având și o premedicație adecvată. Nu se mai face anestezie locală. Și asta de ce motiv? Din cauza disconfortului pacientului, e disconfortant să-ți umble cineva prin gât pentru că simțul tactil de presiune
de tracțiune, nu-ți dispare cu anestezia, îți dispare durerea. Și atunci senzația este foarte disconfortantă. Poziția pe masa de operație este una specială. Capul trebuie să fie mult dat pe spate ca regiunea gâtului să se expună corect. Chirurgul se poate opera. Sunt oameni care nu prea au gât, așa cum aveți în față interlocutorul, și atunci trebuie să-i flectezi pe capul pe spate, să pui capul în tensiune pe spate, ori dacă ești conștient de chestia asta, atunci sentimentul este foarte disconfortant. Și atunci s-a renunțat la acest tip de anestezie și se face numai anestezie generală, bolnavul doarme, este relaxat prin medicamente, este asistat respirator, nu este niciun fel de problemă, așa că poți să-l pui în orice fel de poziție. Uneori ești obligat să forțezi poziția și atunci după operație pacientul acuză mici dureri de ceafă și zic, mă, că îmi doare ceafa. Păi normal, dacă ai stat o oră și jumătate, două ore, depinde de lungimea operației, două ore și jumătate, atunci suportă mult mai bine pe masa de operă, suportă. El nu știe, doarme. Și s-a optat numai pentru anestezie generală. De fapt, chestia asta cu nervul la ora actuală este aproape rezolvată, pentru că sunt și mici echipamente care detectează nervul, detectează biocurentul care trece prin nerv. Și atunci când ajungi în zona în care începe să-ți fie frică, să nu cumva să lezezi nervul, deși el se vede dacă îl cauți și știi de el, se vede, și atunci se folosește acest mic dispozitiv care îți dă semnale electrice în momentul când ești lângă nerv. Un chirurg experimentat nu are nevoie de așa ceva, însă în anestezia generală nu ai altă posibilitate de a controla, de a fi sigur că ești sau nu ești lângă nerv și e posibil sau nu este posibil să-l lezezi.